Bună, îngeri dragi, bine vă găsesc! O nouă săptămână, ultima săptămână din august. Am avut o energie care a răscolit foarte mult în această lună și încă vom simți foarte multe lucruri pe care le avem de reglat și rezolvat. Deci o să rămânem pe acest re, chiar dacă Mercur nu mai este retrograd, o să observați că încă nu merg lucrurile așa cum ne dorim, pentru că mai avem lucruri de revizuit și în principal este bine să ne uităm la viața noastră, ce avem de ce mai avem de făcut, ce lucruri trebuie să le schimbăm, ce mai avem nevoie să în ce are mai avem nevoie să facem anumite renunțări sau eliberări. Am avut și luna plină, am mai făcut curat și am respirat adânc și am mai eliberat încă multe lucruri în viața noastră, însă să avem răbdare, da? Rămânem cu răbdarea de mână și construim încet, încet ceea ce noi avem nevoie. Să nu grăbiți absolut niciun proces, să nu vă grăbiți să luați decizii, să nu vă aruncați să faceți lucruri sau, atenție, să nu credeți pe toată lumea pe cuvânt. S-ar putea ca multă lume în săptămâna aceasta să-și dea drumul să zică gata, facem, dregem, o să se întâmple, o să iasă lucrurile. Nu e momentul în care să credem așa ceva, da? Avem nevoie să încă să resetăm, lucrăm la fundație, lăsăm lucrurile să se așeze. Și am simțit nevoia să lucrez cu aceste carduri, mesaje de la îngerii tăi, să vedem ce ne transmit îngerii în această săptămână. Săptămâna aceasta noi mergem în Neghina, așa că de miercuri ne vedeți în Eghina cu o echipă frumoasă de îngeri pământeni. De-abia aștept să îi revăd pe o parte din ei și să îi cunosc pe alții care au decis și au încredere să vină cu mine în această călătorie minunată. Deja mi s-a făcut pielea de găină numai când mă gândesc și am așa emoții pozitive. Deci, ia să vedem. Ce ne așteaptă în această săptămână? Ce ne mai transmit îngerii? La ce anume ar trebui să fim atenți? Da? Pentru că aceste citiri sunt cumva o călăuzire, un îndemn, o perspectivă asupra vieții noastre din alte unghiuri pe care altfel noi nu le-am vedea. Eu nu pot să văd în spatele meu, nu pot să văd decât poate un număr limitat de soluții sau oportunități. În schimb, îngerii pot să ne ajute și să vadă o mulțime de alte lucruri care mie îmi scapă. Da? Ia să vedem. Da. Avem îngerul acesta Atena, știu că foarte mulți dintre voi aveți aceste carduri, da? Uitați-vă un pic la această imagine. Știți cum este să te ții foarte mult, să opui rezistență? Mai știu că nu este un exemplu foarte, foarte frumos, dar gândește-te când îți trebuie să mergi la baie și te ții foarte mult timp. Absolut orice loc în care tu poți să eliberezi este un loc minunat pentru tine, da? Este cumva, am ținut foarte mult, foarte, foarte mult, acum este timpul să lăsăm, să respirăm. Însă vine cu o doză de vulnerabilitate. Cumva nu mai poți. Cumva știi ceva? Să facă, Doamne, Doamne, cum știe el, că eu nu mai pot, da? Suntem în zona aceea în care depunem armele. În care zicem, ok, da, știu, eu am făcut tot ce-o ținut de mine, poate chiar mai mult, poate am controlat unde nu trebuia să controlez, însă, acum, suntem dispuși să zicem, Doamne, ia facă-se voia ta că eu m-am străduit destul. Da? Eu
am depus suficientă rezistență, m-am strofocat prea mult, ia tu toate frâiele astea, ceea ce nu ar trebui să facem tot timpul, dar nu facem asta, da? Deci cumva ne-am ținut foarte mult, am încercat să fim puternici, să credem că se poate, să forțăm lucrurile, însă nu mai este cazul să facem asta și culmea nu este doar că alegem conștient asta, ci suntem împinși să facem asta. Deci este momentul în care depunem armele că vrem, că nu vrem. Și ce este și mai interesant, în momentul în care tu crezi, și mai ales dacă ai avut tot felul de scenarite, dar în momentul în care tu crezi, vai, dacă o să las lucrurile din mânuța mea, o să mi se întâmple una și alta, în momentul în care chiar faci asta, o să vezi că ai enorm de multe beneficii și culmea, rezultatul pe care l-așteptai se întâmplă, poate l-ai așteptat foarte mult timp, dar acum chiar se întâmplă. Vorbesc aici și mă adresez și femeilor puternice care au forțat lucrurile, vorbesc pentru că e o energie masculină foarte puternică, da? Care trebuie să o domolim. Deci să echilibrăm și energia feminină cu energia masculină. O temă foarte interesantă. Și nu degeaba vine tema asta, pentru că mergem în Egina, unde energia este feminină și unde nu poți să controlezi lucrurile. Ia să vedem provocarea. Și aici avem Shanti, da? Îngerul păcii. Trebuie să găsim pacea în interior și nu în exteriorul nostru. Să ne conectăm la noi, să coborâm adânc și să spunem, ok, nimeni din exteriorul meu nu mă poate influența decât dacă eu îi acord acest drept. Și evaluez lucrurile astfel încât să știu, ok, îi permit eu acestei persoane să mă facă pe mine să mă simt în felul ăsta? Gata, stop! Da? Mă duc în interiorul meu să-mi găsesc resursele și cumva să-mi netezez drumul înainte, cum ne spune Shanti. Și găsesc, dacă vă uitați aici, îmi plac cărțile astea pentru că, vedeți, sunt și cu multe simboluri, da? Vedem mielușelul și leul, da? Găsim un echilibru între forța aia și determinarea de a face bine și de a-ți face bine și de a-ți împlini ceea ce este potrivit pentru tine și compasiunea, blândețea. Provocarea în această săptămână va fi să ne impunem cu blândețe. Pentru că cumva este sfârșitul unei etape, depunem armele, dar în același timp trebuie să aflăm, ok, depun armele, dar nu este vorba despre renunțare, atenție, da? Este vorba doar de a nu mai controla, control care vine din ego și avea încredere în puterea lui Dumnezeu. În al doilea rând, ni se transmite, ok, urmează-ți misiunea, urmează-ți intențiile, acționează, dar fă-o cu blândețe, fă-o cu fermitate venită din adâncul sufletului și nu o fă bruscând lucrurile sau încercând să zici, ok, tu mi-ai făcut chestia asta, să fac și eu la fel, da? Bun. Ia să vedem care ar fi rezultatul și unde ne duce energia acestei săptămâni. La claritate, ia uite aici, încotro vrei să te îndrepți, ce vrei să ai în viața ta, pentru că evaluăm viața noastră în această săptămână în continuare, revizuim lucrurile, dar de pe o altă energie, nu de pe energia rezistenței, trebuie să stau deoparte, să nu mi se întâmple aia, să nu fac aia și apoi am lăsat lucrurile să se așeze, da? Găsim pacea asta interioară, iar acum spunem ok,
evaluez ce merge, ce nu merge, ce este important, ce mi-aduce mie o stare de bine și abundență pe toate planurile. În momentul în care văd că am relații, da, care îi las pe alții să mă influențeze și relațiile acestea de fapt mă stor de energie, nu mai am energie nici pentru ceea ce fac profesional, nici pentru familie, întrebarea este, se merită? Sau încerc să forțez lucrurile, îmi pun toată energia forțând lucrurile într-o anumită direcție și distrug tot ceea ce este în jurul meu? Merită lucrul ăsta? Deci cumva evaluăm viața noastră și vedem unde depunem rezistență. În continuare, dacă este cazul, vedem cine ne influențează și încotro vrem să ne îndreptăm. Care sunt pașii următori? Ce ar fi bine să facem astfel încât să ne ascultăm glasul inimii, astfel încât să urmăm mai mult ceea ce vine din interiorul nostru și fără a urma frica. Pentru că toate celelalte lucruri le facem din energia fricii. Bun, și am simțit nevoia să mai iau o carte din Îngerii Iubirii, iar apoi o să iau un arhanghel din cardurile mele. Ia să vedem. Îngerii Iubirii, pentru că ne conectăm la energia inimii. Ia să vedem ce ne transmit Îngerii Iubirii. Foarte frumos. Îngerii Iubirii ne spun în felul următor. Îmbrățișează-ți emoțiile. Recunoaște ceea ce simți. Simt furie? Ok, gestionezi această furie. Simt frustrare? Ok, hai să mă duc la rădăcina acestei frustrări. Pentru că nu întotdeauna lucrurile de care sunt frustrat sunt chiar alea, ci trebuie să mă duc la cauză. Ce fel de emoții simt? Care sunt emoțiile negative în care mă adâncesc? Iar care sunt emoțiile pozitive care mă încarcă și care îmi ridică vibrația? Și în momentul în care eu îmi recunosc emoțiile, pot să le gestionez. Da? Este ca și când, dacă știu despre ce este vorba, știu ce anume ar fi bine să fac. În același timp, nu judecăm emoțiile, nu punem ștampile pe ele, pur și simplu le recunoaștem, le îmbrățișăm, le acceptăm și le lăsăm să treacă prin noi. Bun, și să vedem din cardurile mele cine ne însoțește în această săptămână, care dintre arhangeli Metatron. Și arhanghelul Metatron vine să ne ajute să ne curățăm energia, curățăși chakrele, lucrează pe chakre. Și vorbim despre un echilibru. În momentul în care ești echilibrat, nu poți să fii influențat de ceilalți sau de orice evenimente din exteriorul tău, inclusiv fiind anumite influențe astrale, da? Pentru că tu știi ce ai de făcut. Știi când să acționezi, când să nu acționezi, știi să-ți găsești mereu echilibru în interiorul tău. Și aici pentru toată lumea o să fie un test, o să te rog să te uiți la culorile acestor chakre și prima culoare care îți vine, îți atrage atenția și spune eu, aceea este chakra pe care ar trebui să lucrezi. Da? Sunt cele 7 chakre aici, prima chakră până la ultima. Vezi care dintre ele? O să mai pun și așa să le vedeți mai bine, că se reflectă și lumina din geam. Da? Și ultima chakra coroanei, care se vede mai puțin. Da? Alege, vezi care dintre chakre te cheamă. Și, da, lucrează pe această chakră. Deci, arhanghelul Metatron, și bineînțeles că nu este întâmplător că arhanghelul Metatron este alături de noi, mă pregătesc și pentru
atelierul cu Arhanghelul Metatron pe 11 septembrie, Arhanghelul Metatron și Arhanghelul Sandalfon, atelierul pe care îl voi face după ce mă întorc din Echina, 11 septembrie, cei doi frați, de aceea iau împreună, iar pe 20 septembrie ne vedem la Ploiești, la o seară de meditații. Pe 13 septembrie ne vedem la Cluj, la seara de meditații, iar pe 15-16 septembrie o să fac cursul Ghidul Purtătorului de Lumină la Cluj, ultimul pe care îl fac din acest, din acest an. Cred că acestea sunt evenimentele. Eu vă îmbrățișez cu drag. Nu uitați că aveți tot sprijinul îngerilor și vă deschid și vă ajută, vă coboară în inimă pentru a vă așeza toate în viața voastră. Iar eu sunt alături de voi. Săptămâna aceasta am încheiat programul de 11 săptămâni Învață să primești. A fost un program frumos și le mulțumesc tuturor celor care, cu care am avut onoarea să lucrez în aceste 11 săptămâni. Programul, grupul Învață să primești, îl voi redeschide pentru cei care o să vreți să intrați în acest grup. Cei care au făcut programul pot să reia oricare dintre temele pe care le-am avut în aceste săptămâni, cele care, pe care simt că mai au un pic de lucru, iar pentru ceilalți pe care vă invit în cadrul grupului, puteți să vă uitați care au fost temele și ce am lucrat, iar în octombrie voi relua programul, bineînțeles, în altă formă, bineînțeles, poate cu siguranță o să am foarte multe idei de îmbunătățire și de teme noi, cine știe, o să fie interesant. Eu vă îmbrățișez cu drag, scânteia divină din mine, salută scânteia divină din tine și ne vedem săptămâna viitoare din Echina! Vă pup!